Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, etalare pentru octombrie 2021. Dragii mei, deja au venit niște mesaje, sfaturi, un sfat sau un mesaj separat de ce urmează să apară sau are legătură cu ce urmează să apară, variază. Aveți profesorul spiritual. Unii dintre voi poate că sunteți profesori spirituali. Evident că nu toți la ei. Cei care lucrează cu ei, cu calitățile acelea speciale pe care un profesor spiritual trebuie să le aibă, pe care de fapt toți le avem, mai mult sau mai puțin, dar dacă nu sunt lucrate, nu o să ajungem niciodată în această postură. Aveți posibilitatea să vindecați prin seminare, prin cursuri, prin cuvintele pe care le transmiteți, prin lecțiile, chiar și parabole semne, voia să zic parabole. La capătul setului de cărți aveți justiția și oratorul. Sunt multe mesaje. Muzica, cristalele. Unii dintre voi sunteți încercați să vă echilibrați niște, aici este, mulțumesc de mesaj, încercați să vă echilibrați niște talere, niște calități, în așa fel încât să fiți în armonie. Aveți, poate că dacă nu aveți calități muzicale, aveți în preajmă oameni sau ascultați muzică care să vă aducă într-o anumită vibrație. Lucrați cu cristalele. Unii dintre voi aveți copii sau chiar dacă nu aveți copii, aveți o compasiune specială, empatie specială și puteți să fiți profesori, puteți să fiți conducători pentru că aveți putere și tot așa și tot așa. Aveți o familie de suflet. Unii dintre voi sunteți între un personaj care are familie, care este într-un contract, vă justiția, și celălalt care vorbește despre artă, despre spiritualitate, care, dragii mei, profesorul spiritual nu este în contracte. Și atunci, dacă vă transmit acest secret, vă rog frumos, nu vă mai întrebați de ce sufletul vostru, nu musai pereche, flacăra voastră geamănă, nu vrea să se căsătorească, pentru că în momentul în care ajungi la un grad de spiritualitate, îți dai seama că această căsătorie, sau din punct de vedere tradițional, vedeți ce lumină e? Este nepotrivită pentru cei care au o misiune mai largă decât lucrurile obișnuite. Pentru cine o fi fost să fie acest mesaj, eu vi l-am transmis. Și atunci, dacă unul este căsătorit și celălalt este profesor spiritual, evident că sfatul este să rămâneți profesori spirituali. Dacă aveți niște probleme în căsnicie, să zicem, pentru unii, căutați un profesor spiritual care să vă ajute să înțelegeți. Acela vă va echilibra energiile, pentru că în căsătorii, în general, se preia karma celuilalt și prin muzică, prin cristale, puteți să vă eliberați de karma respectivă și să vă echilibrați eventual. În timp ce am amestecat cărțile, au vrut să se arate îndrăgostiți unii, pentru că am văzut și oratorul. Aveți calități, într-adevăr, oratorice deosebite cu îndrăgostiții, că e semnul gemenilor. Da? De mare, iau-te, mare profesor spiritual, marea preoteasă. Aveți calități deosebite și aici este, trebuie să alegeți. Între a rămâne îndrăgostiți sau a rămâne în preajma vibrațiilor trupești și la un moment dat să manifestați decepție, pentru că acum se manifestă decepție într-o relație în care unul dintre voi a consumat prea puțin timp cu creșterea spirituală. Poate că a fost o poveste în secret pentru unii. Repet, dacă un profesor spiritual dintre voi, cei cu aspecte în zodia leului, v-ați îndrăgostit sau ați încercat să comunicați cu cineva, acel personaj s-a îndrăgostit de voi, voi eventual ați simțit, ați comunicat, dar v-ați dat seama că n-are, sper că v-ați dat seama că n-are rost să comunicați atât timp cât personajul respectiv nu acordă suficient timp nici creșterii spirituale, nici relației, nici prietenii, pentru că mai are altceva, eventual căsătorie, copii, job, interese financiare. E o situație ambiguă, să zicem, dar cred că a fost ambiguă. Acum se clarifică lucrurile, că tot e Mercur retrograd, trebuie să înțelegeți niște lucruri și să alegeți. E o separare, o răcire în relația voastră cu cineva, repet, pentru că ei, deși v-ați plăcut, deși vă atrageți foarte puternic unul de celălalt, pentru că ei au alte preocupări.
Nu că ar fi un secret pentru voi, dacă sunteți în această vibrație înaltă, nu este un secret ca alte preocupări. Problema voastră și a celor ca noi, să zicem, că mă includ, că știți că e cartea mea aceasta, da? Marea Preoteasă. Problema noastră este când vrei să oferi cuiva parte din adevăr și nu are timp nici măcar să-l asculte. Pentru cine o fi, da? Pentru urechile care au de auzit. La capătul setului de cărți aveți steaua. În continuare trebuie să rămâneți pe destinul vostru. Steaua înseamnă misiune, misiune spirituală. Unii dintre voi, vorbesc pentru unii, nu pentru toți, da? Începeți această nouă lume, manifestați renașterea în orice fel și rămâneți în lumea voastră aceea înaltă, de vibrație înaltă, vindecați-vă și vindecându-vă de orice decepții pe care toți le mai manifestăm, pentru că sunt teste periodice chiar și în viața profesorului spiritual, da? Dacă sunt niște mici decepții, eliberați-vă de nebunia care a fost, de acea apăsare energetică, de o comunicare care nu a fost suficient de clară. Unul a fost prea rațional și n-a înțeles lucrurile subtile, da? Și atunci a fost necesară detașarea. O fost eu, iar apare justiția, da? Ia uite, soarele și cavalerul de cupe. Și regina de cupe. Pentru mine regina de cupe nu înseamnă musai, semn de apă. Avem și o regină de monede. Este un personaj care își cunoaște valoarea, care are multă empatie, care are trezire spirituală și vrea să ofere. Vrea să ofere, da? Renaștere, vindecare. Eventual ați încercat cuiva să oferiți. Acest personaj a fost prea rațional și a trebuit să vă detașați. Voi, ei, în fine, e o situație. Da? Am văzut și gemeni, am văzut și balanță, am văzut și leu și semne de apă și câte vreți voi. Da, sunt scurte mesaje. Hai să vedem. Continuați să străluciți. Am văzut și soarele, am văzut și steaua. Și vărsător, da? Și alte semne de foc, dacă vreți. Și de pământ am văzut. Capricornul, Taurul, Fecioară, Pluto. Deci, mai amestec o dată. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Oh, octombrie 2021. Tot vrea cineva să povestească. Ia uite, o situație dezechilibrată, trebuie să o zic, da? Da, iar s-a oferit... Dragii mei, că așa sunt oamenii. Oamenii nu vor să ascultă despre creșterea spirituală, despre lucrurile profunde, până nu sunt zdruncinați. 9 de spade, diavolul, 2 de cupe, 5 de bâte, 2 de bâte. 5 de bâte, 2 de bâte, da? Aici este. O situație toxică, un suflet pereche care intră într-o relație karmică, care suferă, pe care îl puteți scoate. Repet, vorbesc pentru cei care sunteți în această vibrație, da? Și care lucrați la creșterea voastră de ani de zile și ați ajuns. Pentru că, repet, nu toți leii sunt acolo. Știu mulți leișori, da, care îmi sunt dragi, care nu sunt acolo. Sufletul acesta perechet este într-o relație toxică, este într-o adicție, este într-o dependență de bani, de relații, de stres, de rațiune. Dependență de rațiune, da, why not? Ideea este că voi ați încercat să comunicați la suflet, la suflet. Totul este bine, iau, deși leu aici, totul este bine, creșteți, creșteți, vă atinge sufletul, dar apar conflictele. Și aici este, cineva trebuie să aleagă. Ce alege? Ce alege? Lumea cea nouă, vindecarea, lumea pe care am văzut-o mai devreme, vindecarea, o relație care îi ajută să se extindă și pe alte dimensiuni, nu doar cele financiare și karmice, da? Cum aici? Aici nu s-a extins decât pe o zonă limitată. Este o cetate, da? Este un zid. Sunt zone limitate pentru că sunt în lanțuri, dar sunt legate. Aici trebuie să aleagă. Uf, uf, hai să le punem la loc. Ia uite, detașați-vă. Detașați-vă. Vindecați-vă, liniștiți-vă. Asta e. O fi aceste mesaje pentru cineva, nu? Hai mai asta, este o dată și tai cărți. Iată, regina de cupe. Regina de cupe, măi, tot vrea, vor cărțile să... Ia uite, sunteți voi și regina de cupe, în ce sens? Păstrați-vă empatia, păstrați-vă pasiunea, vindecați-vă și pe voi și pe alții, nu vă închideți inima?
Amândouă sunt foarte iubitoare, chiar dacă sunt conflicte. Poate cineva are conflicte acasă. E treaba lor. O dată, de două ori, de trei ori. Leuți? Ia să vedem. Central. Șapte de cupe. A mai apărut la o zodie. Oare la ce zodie a apărut? Șapte de cupe. Chiar central. Să fie la gemeni. Credeți-mă că uit destul de repede și e bine că uit etalările. Înseamnă că mă detașez. 10 de cupe, 7 de cupe. Wow. Emoții, emoții, multe, visați. Și unul la celălalt, dar, repet, unul este clar într-o căsnicie sau un... Nu știu care dintre voi e mai idealist, nu știu care dintre voi visează mai mult la celălalt. Amândoi, și unul și celălalt, ia, se vede suficient de bine? Și unul și celălalt visați că va fi bine, că veți fi împreună, dar totuși unul dintre voi are o căsnicie. Celălalt are opțiuni. Aici este. Deci nu este legat, că am văzut diavolul, celălalt este liber, să zicem. Magicianul gemeni pentru unii dintre voi sau cineva gemeni, poate să fie și capricorn, poate să fie și berbec, poate să fie oricine, păi și fecioară, oricine care știe să manifeste, da? Magicianul. Deci comunicarea, speakerul despre care am vorbit mai devreme, speaker, așa îmi place mie să zic, speakerul, oratorul sau neapărat oratorul, cuvântarea. Dacă intrați în vorbă cu cineva, dacă sunteți profesor spiritual, pe lângă faptul că atrageți atenția prin faptul că spuneți lucruri inteligente, lucruri pe care alții nici nu le-au visat sau nici nu îndrăznesc să viseze, da? Pe de-o parte și atrageți, că am văzut îndrăgostiții. Dar e comunicarea cu cineva. În ultim... Oh, ia, băi, deci nu se poate, vedeți, dragii mei, băi, zic și eu, băi, că e drăguț, da? Ia uitați, magicianul, oratorul și justiția. Măi. Unul eventual e liber să manifeste, știe să manifeste, să comunice, să-și folosească resursele, celălalt este într-un contract. În viitor, șapte de monede, așteptarea, precauția, învățați din lecții, dar și așteptare. În prezent aveți șase de cupe. Șase de cupe, 10 de cupe, 7 de cupe. Aici, comunicarea cu acest suflet pereche și nu contează zodia. Voi știți cu cine comunicați, voi știți, voi simțiți cu cine, nu trebuie să vă zic eu zodia. Voi simțiți cu cine comunicați și nu doar cu cine comunicați foarte bine, cine vă simte sufletul. Posibil în prezent să se pune discuția sau unul dintre voi să simtă nevoia de împăcare, dar depinde, ar trebui să simtă nevoia de împăcare cel care a greșit, da? Nu cel care n-a greșit. Vedem, sfatul este valetul de bâte. Păstrați-vă încrederea, creativitatea, și comunicați în continuare original, apropo de comunicare, de, da, predare, comunicați original. Păstrați-vă copilul interior, treaz. Uf, exterior, 5 de cupe. Cineva plânge, a dat o bară. Regretă. Da? Cele două suflete perechi le-am văzut mai devreme, da? Regretă. Că a pierdut timpul cu 6 de monede, da? Cu alte activități, cu prietenii, cu... Eu știu, chiar și cu familia. Și sper să înțelegeți. Uneori, când e vorba de creștere spirituală, familia, sincer, ar trebui să vină pe planul 2. Eu, din punctul meu de vedere, îl pun pe Dumnezeu și pe creșterea spirituală mai presus de toate. Și atunci, dacă ar fi să mă duc la un curs de creștere, dau un exemplu, dacă ar fi să mă duc la un curs de creștere spirituală sau cineva îmi comunică niște lucruri care mă ajută să-mi înțeleg karma, să-mi înțeleg viața, greșelile, iluziile și așa mai departe. Și în paralel, sunt chemată, să zic, în mediul familial să fac ceva, activități, acord atenție, eu știu, copiilor, părinților, eu știu, fraților, surorilor, soților, da? Din punctul meu de vedere, eu aș acorda atenție în mod special creșterii spirituale lui Dumnezeu, da? Care vine în preajma noastră în multe feluri, da? Mai ales prin comunicarea aceasta
De la suflet la suflet, prin recunoașterea aceasta sufletească. Deci exterior cineva suferă după voi. Ia uite, de ce vă este teamă de spânzuratul? Ia să pun pasta deoparte. De stagnare. Dacă sunteți în această poziție, vă este teamă de stagnare. Și nu doar de stagnare, pentru că dacă ați ajuns în gradul ăsta, probabil nu vorbesc pentru, nu știu cât o să fie în această poziție. Poate aveți voi de-a face cu un profesor spiritual care este dezamăgit că nu i-ați acordat atenție. E posibil și asta. Da? Variază, dar este profesorul spiritual. N-a apărut mare preot, dar am văzut marea preoteasă. Și profesorul spiritual, într-o formă sau alta, manifestă. Și înțelege dreptatea din perspective, aici este interesant, dreptatea aceasta, echilibrul acesta, justiția aceasta divină, o înțelege din perspective foarte diferite decât restul lumii. Și de asta vă este teamă, că voi înțelegeți mai multe și nu le puteți spune, eventual. Dar vă este teamă și să vă legați. Aici este. Să stați pe loc, să-i așteptați eventual, să vă sacrificați pentru cineva care nu vrea să vă asculte. Oare de ce ori vine așa mesajele? Nu știu. Este teamă de stagnare. Da? E spânzuratul. O să și clarificăm. Ce vă doriți împărăteasă? Creștere. Creștere. Să fiți femeia divină care sunteți deja, unele dintre voi, doamnelor, și chiar și domnilor, ce înseamnă împărăteasa? Este energia feminină divină, cea care ghidează, e generoasă, este în dragoste. De-aia am zis regina de bâte și regina de cupe, da? Wow, de ce mesaje interesante! Nici nu mă așteptam. Ce vă doriți? Să înfloriți în continuare, să vă descoperiți calitățile, manifestați, apropo de magician. Și oarecum, dacă voi vedeți altceva foarte bine, și eu mai văd alte lucruri, dar îmi coordonez, nu era să zic ghidez, îmi coordonez această etalare după acest leitmotiv. Profesorul spiritual, justiția, oratorul și așa mai departe. Ce reușiți să faceți? Să rămâneți puternici, să creșteți, să vă transformați, să vă... Nu, vreau să zic să vă temperați ego-ul. Este minunat dacă reușiți să faceți asta și să creșteți spiritual. Să manifestați... Ce frumos, măi! Să manifestați femeia divină, că asta vă doriți și veți reuși. Poate, ce frumos ar fi... Să se manifeste asta și mai repede, să transformați pe cineva, să transformați personajul care trăiește în ego, în impulsuri pământene, dar cu răbdare, eventual. Vă păstrați puterea cu răbdare, fiți în continuare precauți, ce-ar mai fi? Ia uite. Și alt mesaj acum se schimbă. Dacă vine o idee... Pasiune. Și profesorii spirituali să zic că au dreptul la dragoste, la pasiune, într-o formă mai înaltă, zic eu, că tot se visează. În primul rând, trecând peste cărțile pe care le-am văzut în continuare, creșteți spiritual și urmați-vă inspirația, pentru că astfel de bâte înseamnă inspirație. Acum, revenind la o altă interpretare, da? O altă interpretare. Hai să zicem și altă interpretare. Ok. În suflet, visat și unul și celălalt, la un suflet pereche, care va atinge sufletul, da? Posibil pentru unii acest suflet pereche să aibă marcaj în gemeni, sau în balanță, sau în semne de apă. Marcaje, că acum o fi ascendent, că o fi lună, că o fi Venus, în fine. Și se manifestă în anumite situații diferit.
odată magician, da, Gemini din ei, odată Balanța din ei, odată, eu știu, Neptunul din ei, Neptun, da, din voi, din ei, în fine. Deci e un suflet pereche acum, care vă simte, o să și clarific, să vedem, care vă simte, care visează la voi și voi la ei. A încercat să manifeste ceva cu voi, a încercat să comunice ceva cu voi, dar în ultima vreme se pune problema moralității, a dreptății. Pentru că am văzut 6 de monede mai devreme și diavolul, da, sunt niște situații dezechilibrate. Dacă s-a pus problema moralității, a, nu știu, poate, a unor chestiuni legale, da? În prezent, se dorește o explicație, o împăcare, o rezolvare a unor probleme care țin de comunicare, că tot e Mercur retrograd, da? Sfatul este să comunicați cu ei, dacă vin ei să comunice, să comunicați. N-a apărut valetul de cupe, a apărut valetul de băte. Dacă simțiți că voi nu v-ați exprimat pasiunea, atracția, încă neclarificat, zic că ar putea să fie cazul să o exprimați. Pentru că apar neînțelegeri, confuzii. 7 de cupe înseamnă și confuzii. Confuzii. Și ar fi păcat. Uite, aveți 5, 6, 7 și 10 de cupe, da? Și am văzut și 2 de cupe mai devreme. Și ar fi păcat să... Da. Să rămâneți în această tristețe, pentru că tristețea cuiva vă influențează, e un suflet pereche, da? Poate că ei au greșit, poate că ei vor veni cu o împăcare și atunci, în momentul în care vin cu împăcarea, va trebui și voi să vă arătați interesați, deschiși și eventual să spuneți că vă plac sau eu știu ce simțiți, da? Pentru că nu vreți să stați pe loc aici, este și dorința voastră, frica voastră, că nu vreți să stați pe loc. Voi vreți să creșteți împreună, simțiți că împreună sunteți perechea divină sau el, ea este perechea voastră divină, voi sunteți perechea lor divină. Simțiți, e în poziția dorințelor, să oferiți dragoste în continuare. Aici este. Și totuși ce reușiți să faceți, să vă abțineți, să vă controlați, ia uite, această pasiune, de-aia vi s-a zis, să nu controlați totuși prea rău, mai lăsați așa din când în când, mai transmiteți măcar prin muzică, prin alte chestiuni, da? Că tot am văzut muzică, prin ceva. O să clarific. Iar apare 10 de monede. Unu este căsătorit sau e prea tradițional. Și nu știți ce să faceți în acest context, din acest motiv vă controlați. Pentru că știți că sunteți eventual într-un triunghi amoros, dar pe de altă parte vă doriți și împăcarea cu sufletul pereche. 6 de cupe și 3 de cupe. Vă doriți. Cine va veni să comunice cu voi, va trebui să aștepte decizia voastră. Doi de spade. Voi, dacă sunteți singuri, unii dintre voi, trebuie să vă vindecați ca să puteți manifesta ceva nou. Pentru că nu vreți doar pasiune, am văzut asul de bâte, am văzut valetul de bâte, da, trebuie exprimată. Simțiți emoțiile astea, nici nu mai trebuie exprimate, deși uneori trebuie și ele împărtășite. Dar pe lângă emoții și pasiune, vreți ceva real, ceva care exprimă valoarea pe care o aveți, pe care o știți. Și pentru asta, ca să se manifeste, ați văzut întreagă poveste, trebuie să... Să vă controlați, să creșteți spiritual, ca să produceți eventual transformarea și creșterea și în viața celuilalt. Ia uite, 9 de spade. La capătul setului de cărți, 9 de spade. Stresul.
Cineva regretă, judecă acum, își dă seama că a fost... A riscat aiurea. Ia uite, iar îndrăgostiție. Ia regina de spade. Între rațiune și emoție. Între rațiune și emoție, dar eventual și o relație karmică. Și atunci această poveste trebuie transformată. Ca să o puteți să o luați la zero, să vă transformați viața și eventual să vă vindecați. Dar totuși, ce nu știți? Nu știți că ei vor. Ei vor să vă împăcați. Dacă a spus capăt, dacă urmează să puneți capăt acestei situații destul de ambigue, de confuze, mai bine zis, că avem 7 de cupe, confuzie, da? De idealistă, dar neargumentată sau neancorată în realitate, unul dintre voi, probabil o fi același om, sau poate că și voi vă faceți griji, poate că și ei, e totuși o stare de grijă și de regret în această poveste. Ciudat. Destul de ciudat. Destul de ciudat. Și uite așa, iar oftez odată cu voi. Clarificăm, te rog frumos, 7 de cupe pentru leuți. Of, prea multe, dragă. Dragul meu, set de cărți. Dragă spirite, sfinte duh, dăm doar o carte odată. De două. De două ori. De trei ori. 8 de cupe. Pe orizontal. Încercați să vă detașați de confuzie. Poate că unul dintre voi pleacă. Voi sau ei încearcă, da? Să meargă către nouă. Măi, dacă te cupe. Da? 5, 6, 7, 8. Da? 8 merge către 9. Că fără 9 nu se poate atinge 10. Ia uite. Da, detașați-vă de confuzii ca să puteți să o luați la zero și să o manifestați ceva real. Ceva real. Trebuie să aveți viziune. Trebuie să vă... Și cum să ai viziune când știi că celălalt este legat? Iar, e cam greu, nu? Sau voi sunteți legați. Depinde, variază. De la unul la altul. Clarificăm. Mai dăm o carte. O dată. Asta? Opre? Lumea. Asta e interesant. Și 10 de spade. Mai să fie. Suferință. Suferință mare pentru această atracție. Da? Care creează conflicte. Și a voastră și a lor. Și a voastră și a lor. Poate să fie distanță între voi și altcineva, o distanță foarte mare. Dar dacă această distanță vă aduce confuzii și vă pune situații neplăcute, puneți capăt. Puneți capăt, pentru că la capătul setului aveți 10 de spade. Puneți capăt durerilor, încercați să vă vindecați, intrați pe vindecare. Hai să vedem ce mai iese. 10 de cupe, o dată, de două ori, de trei ori. A doua vreau să vină. Regina de monede și 8 de bâte. Comunicare la distanță cu acest magician. Ori acest magician a avut regina de monede pentru mine, regina de monede pentru mine înseamnă soție. Ori acest magician avea o soție, că nu degeaba apare justiția, contractul pentru mine, și comunicarea, magicianul și 8 de bâte, comunicarea să fi fost la distanță și voi să nu știți. Și atunci magicianul poate să reprezinte și o, da, manipulare.
Uite, cu regele de cupe invers și cu 9 de monede. Unul era liber și celălalt nu. Acesta este în trecutul mai îndepărtat, care variază de la om la om, da? În trecutul apropiat apare justiția, nevoia de dreptate, de echilibru, o dată, de două ori, de trei ori, 7 de monede, exact ce apare în viitor, da? Până nu se rezolvă problema, până nu se echilibrează karma și nu intrați într-o zonă clară, corectă, trebuie să intrați în așteptare, în stand-by. Ce ciudat! Ce ciudat! Dar lasă așa cum a picat. Eu am cerut pe 10 de cupe. Clar este o confuzie aici, în viața voastră. Și vă rog frumos să-mi confirmați. Cerusem, dar așa a rămas, așa las. Cerusem clarificare pentru 10 de cupe și am pus clarificările pe magician. E aici o problemuță. E o problemuță. Clarificăm. Hai să vedem. 10 de cupe. O dată. De două ori. De, uf, ok, de trei ori am și venit. Asul de spade, care este pe diagonal, da? Nu e nici corect, nici incorrect, da? Regele de spade și 7 de cupe. Iar pentru unii acest magician, rege de spade, justiție, ciofi, geam în balanță, pentru unii dintre voi, vă creează confuzie. Poate că și visează, într-adevăr, nu zice nimeni că nu o fi visând, dar are și opțiuni și vă creează și confuzie, pentru că are totuși o căsnicie pentru unii dintre voi în spate, despre care vorbește, ba vorbește, ba nu vorbește. Nu este foarte clar. Regele de spade nu este foarte clar. Și aici este provocarea. Nu întâmplător, primele două cărți au apărut pe magician. 7, 7, 7, 7, da? Ia uite, iar 7, 7 de spade, da? Șapte de spade, care înseamnă uneori fugă de adevăr, da? De implicare. Și de ce se manifestă această dar? Aici este provocarea unora. Această situație nedreaptă. Wow! Ce aranjamente! Aici este situația, aici este problema. Confuzia. Da? Confuzia. Lipsa de implicare, minciunile aduc la separarea de această atracție. Foarte mare, magnetism puternic, dar apare turnul, separarea, trezirea. Mai ales cei care sunteți, repet, nu degeaba a venit profesorul spiritual. Dacă încercați creștere spirituală, vă treziți mai devreme sau mai târziu. Nu se poate să trăiți în asemenea situație confuză, nedreaptă. Da, e o problemuță. Clarificăm 6 de cupe. O dată, de două ori, de trei ori. Iată. Vocea. Ascultați-vă vocea interioară. Vocea. Vocea.
Poate că cineva vorbește frumos, vă atrage, dar voi, dacă sunteți într-o vibrație înaltă, păstrați-vă vibrația și ascultați-vă vocea interioară. Iar 4 de cupe, 5 de cupe, 4, 5, 6, toate cupele apar, da? Regrete. Mai dăm o carte. Ce această voce și 6 de cupe odată? De două ori. De trei ori. Vocea ar putea să reprezinte chiar magicianul, pentru că reprezintă Mercur, dar poate să fie și Marea Preoteasă. Ia uite, asul de monede. Ascultați-vă vocea interioară și mergeți într-o direcție în care să vă exprimați valoarea. Abordați situația într-un mod practic, dar care să reprezinte valoarea voastră. Posibil cineva o să vină, o să-și asculte vocea interioară și o să dorească o împăcare cu 6 de cupe și asul de monede. Poate. Că tot e Mercur retrograd, știți? Când e Mercur retrograd, lumea ori o dă în bară, ori o rezolvă. Ia uite, 6 de monede și asul de cupe. Cineva vrea să lucreze la această dragoste, visează la această dragoste și vrea să o echilibreze, să ofere cât a primit. Clarificăm valetul de bâte, sfatul acesta e foarte important odată. Ce înseamnă? De două ori. De trei ori valetul de bâte. Doi de spade. Doi de spade. La capătul setului de cărți, emoțiile. Și puterea aceasta pe care o aveți și voi. Față de acest magician. Magician e și magul, da? Temperați-vă în fața acestui magician. Temperați-vă, eventual, aveți puterea, da? Să lucrați și cu lumina și cu umbra voastră. Întâmplător am făcut această carte. Aici este. Emoții. Emoțiile acestea vă aprind. Dar, doi de spade. Mai dăm o carte pentru sfat. O dată. De două ori. De trei ori pentru leuți. Regele de cupe. Exact ce a apărut mai devreme. Emoții versus pasiune. Rămâneți deschis, ascultați-vă intuiția, fiți iertători, fiți înțelegători. Regele de cupe. Există într-adevăr dragoste. Rămâneți în dragoste. Echilibrați-vă, că regele de cupe asta înseamnă echilibru emoțional. Echilibrați-vă emoțiile, vorbiți mai puțin, eventual, cu cei care vi se par că sunt cam imaturi, dar pe de altă parte trebuie să alegeți între emoții profunde și pasiune. Ce manifestați în această situație, în această relație? Unii dintre voi, dacă sunteți părinți, trebuie să alegeți între copil și o dragoste adevărată. Dacă sunteți voi căsătoriți și aveți copil și aveți o întâlnire cu un suflet pereche care vă provoacă să iubiți, da? Aici trebuie să alegeți dragostea adevărată sau copilul. Mai dăm o carte pentru acest rege de cupe odată. De două ori. De trei ori. Ce mă face să plâng? Marele preot. Interesant. Marele preot. Știți bine că marele preot reprezintă, aici alegeți cum vreți voi, da? Marele preot reprezintă și căsătorie, dar reprezintă și profesorul spiritual. Aici este marea, marea provocare și e destul de grea, da, alegerea. Cine se manifestă imatur, trebuie pus un pic în stand-by ca să se maturizeze. Asta nu înseamnă că nu vă păstrați dragostea și lumina interioară dacă ați căpătat-o ca și profesori spirituali.
Dacă aveți de-a face cu, ori sunteți voi căsătoriți, ori ei sunt căsătoriți, este greu. Din acest motiv, în prezent aveți, ascultați-vă vocea interioară. Dar și e interesant cum în această carte este o lumină chiar în mintea, da? În capul personajului, e o ușă, e o lumină. Acolo, intrați acolo în sufletul și în mintea voastră. Acolo trebuie să vă găsiți lumina, dragostea, înțelepciunea, pentru că Marele Preot înseamnă și înțelepciune, da? Echilibru emoțional, înțelepciunea, nu neapărat tradițiile, dar înțelepciunea. Repet, dacă sunteți profesor spiritual, rămâneți acolo unde sunteți. Clarificăm 5 de cupe. O dată, influență exterioară, de două ori, de trei ori. 10 de bâte. E un personaj care se consumă acum, 10 de bâte. Care se consumă foarte mult, regretă și se consumă. Din cauza că, ia uitați, din cauza că este extrem de atras de voi. Magnetism, da? Roata norocului, cu fi balanță, ia uite, și împărăteasa, da? Balanța ar putea să fie pentru unii, am tot văzut justiția, dar ia uite, sunteți regina inimii lor, regina de cupe, marea preoteasă, da? Voi le-ați schimbat, le schimbați, energetic vorbind, vibrația, viața, dar în plus, există acest magnetism. Se întâmplă. Se întâmplă aici. Să mai dăm o carte pentru influența exterioară odată. De două ori. Și uite așa, etalările devin din ce în ce mai grele. De trei ori. Și sufăr alături de voi. Patru de spade. Că o fi semn de aer, de foc, de apă, poate le are pe toate. Patru de spade. Ideea este că acest personaj se gândește. Se gândește. Încă se mai gândește, suferă. Este apăsat. Se consumă. De faptul că nu s-a putut concepe nimic. Sau nu ce ar fi dorit. Din cauza unor conflicte. Da? Din cauza acestui control. Din cauza unei gândiri, regina de spade, gândiri raționale. Regina de spade și împăratul. Da? Cineva încerca să aibă control asupra minții sale. Și și-a creat conflicte mentale interioare. Și uite așa, acum se gândește, meditează la faptul că nu s-a putut concepe. Și se putea concepe. Pentru că aveți în poziția dorințelor și a putințelor, zic eu, împărăteasa. Aici toate cărți. Mai dăm o carte pentru influența exterioară. O dată. Nu prea multe. Asta o să vină, ok. Ia uite. Integrare, dar încă nu a integrat. Ia uite, și foc, multă pasiune. Eventual dragoste față de voi, semnul de foc, regina de cupe, dragoste față de voi. Dar nu a integrat. Nu a integrat încă. Se luptă, acest personaj se luptă. Exact apă, foc, ce am zis mai devreme. Și meditează și trebuie să mai mediteze, să înțeleagă cum poate să integreze emoțiile, pasiunea la fel, emoții, pasiune și doi de spade la mijloc. Poveștile de viață sunt complicate, dragii mei. Și când fac asemenea etalări, le complic și eu, da? Vin cu mesaje complicate. Încercați și voi să le aplicați pe sectoare în viața voastră, că de fapt și întrebările sunt tot pe sectoare. Clarificăm, de ce vă este teamă, spânzuratul? Hai, o carte pentru spânzurat odată, de două ori, de trei ori. Ia uite, viziunea. Aici este viziunea și spânzuratul. Vă este teamă cumva că vă este tulburată viziunea, sacrificiile, creșterea spirituală, interesant. Cu această întâlnire de destin, împărăteasa și roata norocului. Și voi. Și voi.
Chestiune secrete, casa 12-a. Da? Nu neapărat a secretelor, ci a lucruri foarte subtile. Clarificăm împărăteasa o dată, de două ori, de trei ori, trei de cupe. Vreți să vă bucurați de maternitate în sensul subtil și superior al cuvântului. Trei de cupe. Pentru că maternitatea înseamnă să concepi, să concepi, da? Nu neapărat copii, aici e mai simplă formă fizică, dar, repede, dacă sunteți în gradul acesta, unii dintre voi, să concepi noi lumii în viețile altora. Opa! La capătul setului de cărți, Eremitul, pardon, Eremitul și Regele de Monede. Aveți nevoie? Aveți nevoie de stabilitate, aveți nevoie de dragoste, de prietenie? Vă doriți să vă întâlniți cu sufletul vostru pereche? Nu! E o tăcere între eventual un suflet karmic. Se pune o tăcere orăceală față de cei care sau cel cea care este prea regele de monede, prea fixat pe material, pentru că voi vreți să fiți aici. Vreți să fiți femeia divină. Și ce vreți, ce vă doriți? Vă doriți întâlnirea cu sufletul pereche, da? Adică cu împăratul, cu bărbatul divin. Nu acela împăratul, acela care reprezintă sistemul și controlul, nu cu bărbatul divin care e protector și înțelege și el spiritual. Șapte de monede în viitor odată. De două ori. De trei ori. Nouă de băte. Există un blocaj, o așteptare. În această poveste, în această atracție, ia uite, prințesa de foc, magnetismul și șase de spade și pământul. Vă detașați de cineva cu marcaj puternic în pământ, eventual? Vă detașați? Blocați un semn de pământ? Pentru unii dintre voi, posibil să blocați un semn de pământ sau să-l puneți în așteptare, eventual, poate trebuie să învețe să se implice într-un anume fel, pentru că există un magnetism între voi și cineva. Este o legătură profundă, subtilă, da, încălcită. Ia uitați-l. Panglica asta cum e de încălcită. E un suflet pereche care prin preajma voastră și vă propune o lecție, probabil. Puterea, odată, de două ori, clarificăm puterea, de trei ori pentru lei trebuți. Ia uite, puterea este să fiți deschiși. Da, pentru că lei, cei care au planete în leu, sunt un pic orgolioși. Aici este puterea să fiți deschiși, vulnerabili. Vedem o carte. Odată. Ce reușiți să faceți de două ori, de trei ori, trei de bâte. Și pe cine să așteptați? Trei de bâte pentru mine înseamnă așteptare. Poate să fie așteptare. Așteptați pe cineva să vină de la drum. Ia acest personaj. Nu e mus aici, deci am pus jokerul că încă nu am scos cartea cu regele de monede.
Acest personaj care este, iar, tradițional, pragmatic, nu, dar, nu zi musai că-i semn de pământ, pentru că apare și justiția, dar este într-un contract. Și ia uitați, între acest rege de monede și justiție există o decepție, da? O decepție, o transformare necesară. Așteptați acest personaj? Eventual îi așteptați transformați. Vedem o carte. Vedem o carte. De ce așteptați odată? De două ori? De trei ori? Iar puterea. Și regina de spade și emoții și aer și marea preoteasă. Eu cred că amândoi trebuie să învățați să fiți vulnerabili. În povestea cu acest personaj foarte controversat, care vine dintr-un trecut încălcit, îndepărtat, din cine știe ce vieți, nu din anterioara, din cine știe câta viață în urmă. Voi vedeți unul prin celălalt și totuși nu arătați. Vedeți focul, slăbiciunea, sensibilitatea, vedeți tot prin celălalt, dar nu arătați. Și aici este problema. Acum, ideea este că dacă reușiți să aveți puterea să vă transformați și să deveniți femeia aceasta sensibilă, împărăteasa, care poate fi vulnerabilă când e cazul, puteți spera că împreună cu acest bărbat, poate mai pământean, sau personaj, poate și nu neapărat bărbat, poate femeie, puteți manifesta ceva stabil pentru că sunteți puternici împreună. Apare a doua oară puterea. Dar aici, în cartea mea, arată altfel, da? Apare altfel. Sunteți amândoi puternici. Îmi place. Cine m-a inspirat? Sper să asculte și să se bucure de efectul pe care l-a avut. Da? Amândoi sunteți puternici. Și sunteți ca Yin și Yang, da? Unul este punctul negru în elementul de lumină și celălalt este punctul de lumină în elementul negru, da? Sunteți un cuplu puternic. Și dacă depășiți această tendință de a vă lupta unul cu celălalt și să, ia uite, iar puterea lupta, da? Și să fiți deschiși și vulnerabil, deschidere, puteți să manifestați speranță, trei de bâte, în această distanță care este între voi și să manifestați ceva stabil, regele de monede. Chiar dacă, repet, asta este. Da, dacă voi sunteți spiritual, celălalt, dragii mei, trebuie să fiu un pic eventual mai pământean sau... Dar evident că atunci când e spiritual îți dorești totuși un om care să te simtă, nu? Să te înțeleagă, să te protejeze. Ce-și dorește? Împărăteasa își dorește să intre în unitate cu sufletul pereche. Asta înseamnă, uite ce frumos, este un triunghi de lumină. Să intrați în energia aceasta divină. Și atunci, dacă voi vreți să fiți împărăteasa, femeia divină, profesorul spiritual, da, ce sunteți? Împăratul trebuie și el să fie trezit spiritual. Cât de cât. Nu? Cât de cât. Pentru cine o fi citit acum? Nu știu, dragii mei, leuți. Ia uite, deja s-a făcut 54 de minute. Vă rog frumos să scrieți. Pentru cine am citit acum? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!